După ce s-a făcut vinovată de atât de multe nenorociri, atât în ceea ce îi privește pe israelienii uciși, răniți, răpiți, cât și în ceea ce îi privește pe palestinienii din Gaza, cărora li s-a creat o imensă suferință. Iată că organizația teroristă Hamas merge cu tupeul atât de departe încât îi propune statului Israel uh, un acord uh, de pace și acordul sună cam în felul următor: uh, patru luni și jumătate să nu mai existe niciun fel de ostilități, uh, Israelul să se retragă uh, din Gaza și în intervalul celor patru luni și jumătate să fie eliberați ostaticii care mai sunt în viață. Ce afacere teribilă propune Hamas, cât tupeu și să vă vedeți că va beneficia, asta e culmea, și de sprijin internațional. Bineînțeles, din o parte din lumea arabă.